Doamnelor și domnilor, vă spun bun venit la Brașovul tău și vă invităm de această dată să reflectăm împreună asupra unei teme care cu siguranță nu ne face cinste, mai ales nouă bărbaților: violența. În data de 25 noiembrie s-a marcat și la Brașov, la hotelul Aro Palace, ziua luptei pentru eliminarea violenței împotriva femeilor. Astăzi este invitată la emisiunea noastră doamna Rodica Măciucă, antreprenor și director de programe la Uniunea Sor Optimist Internațional din România. Doamna Măciucă, bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Mă bucur foarte mult să abordăm acest subiect, pentru că, iată, doar zilele trecute a fost marcat acest moment și, așa cum spuneam, pare aproape incredibil că pentru omul civilizat, de la începutul mileniului 3, dintr-o lume care aparent este atât de sofisticată și de cosmetizată, totuși, pe multe paliere ale piramidei sociale, violența este la ea acasă. Și aș vrea să vă întreb, împotriva sau dincolo de această imagine, cum spuneam, aranjată, publică, pe care o are lumea în care trăim, care este de fapt și în mod real situația violenței domestice, atât în România, cât și pe plan mondial, în măsura în care puteți să ne dați câteva date? Da, am câteva cifre care sunt foarte îngrijorătoare. La nivel global, aproape o femeie din trei se confruntă cu violența fizică și sau sexuală de-a lungul vieții, mai ales din partea unui partener intim. Potrivit Națiunilor Unite, 243 de milioane de femei și fete au suferit abuzuri la nivel global în anul 2019. Însă, doar 40% dintre acestea au depus plângere. În Uniunea Europeană, unul din trei femei au fost supuse abuzurilor fizice sau violenții sexuale, începând cu vârsta de 15 ani. În fiecare săptămână, circa 50 de femei își pierd viața ca urmare a violenței domestice la care sunt supuse de partenerii lor. Cel puțin două femei sunt ucise în fiecare zi de partenerul intim sau de un membru al familiei. În România, violența domestică continuă să fie o problemă alarmantă. În țara noastră, una din patru femei, au fost agresate fizic, sexual de partener sau de fostul partener și 55% dintre români consideră violul că în anumite situații este justificat. Asta dintr-o sursă Eurobarometru 449 din 2017. În ultimii 8 ani, 1885 de fete și 202 băieți au fost victime ale infracțiunilor de viol, agresiunii sexuală sau act sexual cu un minor, în care autorul era un membru de familie. Incredibil. În ultimii 9 ani, 445 de femei și fete au fost ucise de către un membru de familie. Deci, conform datelor Inspectoratului General al Poliției Române, în anul 2020 au fost sesizate aproximativ 27.000 de cazuri de violență în familie, 80% dintre acestea fiind femei și fete, iar în 21 au fost sesizate 30.000 de fapte de loviri sau alte violențe în familie, 38 de femei și 2 fete au fost ucise de partener sau membru de familie, 237 de femei și fete au fost victime ale violului în familie, 392 de cazuri de hărțuire au fost înregistrate la nivelul României. Și anul trecut, 42 de femei și 4 copii au murit în urma bătăilor și abuzurilor din familie, iar aproape 40.000 de femei și fete și 9.000 de copii au fost victime ale agresiunilor.
este sunt, da, mai mult decât îngrijorător. Da. Toate aceste date și evident că prima întrebare care se pune după ce intri în și iei la cunoștință toate aceste date îngrijorătoare, cum spunea și dumneavoastră, este ce măsuri se iau până la urmă atât la nivel guvernamental, cât și la nivelul, știu, asociațiilor non-guvernamentale pentru a eradica acest fenomen și, în primul rând, pentru a-l preveni. La 20 decembrie 1993, Adunarea Generală a ONU a adoptat o declarație privind eliminarea violenței împotriva femeilor printr-o rezoluție, considerând că astfel se deschide calea către eradicarea acestui fenomen. Și considerând că este un prilej în plus pentru guverne și pentru ONG-uri, atât la nivel internațional cât și național, ONG-uri, să sensibilizeze publicul cu privire la acest fenomen. De aceea și noi, ca organizație non-guvernamentală, împreună cu alte organizații în parteneriat cu acestea, am realizat de câțiva ani încoace o campanie de conștientizare în comunitate a acestui fenomen, de educare și de prevenție prin diferite activități pe care le-am făcut. Noi, ca și organizație mondială de femei pentru femei, SOR Optimist Internațional, avem o uniune în România cu mai multe cluburi, cu 8 acum, aparținem Federației SOR Optimist Internațional Europene, nivel la care s-au realizat mai multe materiale, diferite postere și videoclipuri de conștientizare a acestui fenomen. Au fost elaborate de specialiști în limba engleză, noi le-am tradus în limba română și toate cluburile din România, în această perioadă a celor 16 zile de activism, considerând 25 noiembrie, Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței, și 10 decembrie, Ziua Drepturilor Omului, tot Ziua Internațională, în această perioadă, conform unui orar stabilit dinainte, postăm pe social media aceste postere, aceste semnale și unele videoclipuri pe care le avem. De asemenea, există și în anumite vitrine în oraș, în anumite locuri publice, unde am găsit înțelegere să postăm acestea. Pot să vă arăt un exemplu de acest poster, ca acesta, care este pe fondul culorii portocaliu, de aceea și eu sunt astăzi cu culoarea portocaliu, pentru că tot la nivel de ONU s-a stabilit această culoare pentru aceste zile și noi le numim zilele portocalii, având în vedere că orange este o culoare strălucitoare și prin aceasta se intenționează să gândim și să organizăm în așa fel ceea ce putem face noi pentru un viitor mai luminos pentru femei și fete. Unul din aceste postere se referă la atenție, la anumite semnale pentru a preveni violența domestică în relații toxice. Și care sunt semnalele? Atunci când o persoană de sex feminin este abordată de o persoană de sex masculin, trebuie să aibă în vedere mai multe semnale în cazul în care nu se cunosc, pentru că din aceste abordări, necunoscându-se unul pe altul, se nasc în final violențele. Și care ar fi acestea? Ar fi intensitatea. Are gesturi exagerate, insistă obsesiv ca relația să devină serioasă imediat, te inundă cu mesaje SMS, WhatsApp și e-mail-uri. Deci, intensitate în aceste acțiuni. Apoi, gelozia îți interzice să vorbești cu alții. Te forțează să dezvălui informații despre viața ta personală și este excesiv de posesiv. Controlul te obligă cum să te îmbraci și cum să te comporți. Apare neinvitat
și neanunțat la tine acasă sau în multe locuri unde te găsești, îți verifică neautorizat telefonul sau e-mail-urile. Alt semnal de izolare. Te împiedică să-ți vezi prietene sau familia. Îți ocupă tot timpul liber. Îți vorbește de rău toate contactele sociale pentru a te izola. Alt semnal. Critica. Face comentarii negative asupra aspectului tău. Îți critică continuu abilitățile. Nu îți respectă punctul de vedere. Îți pune la îndoială personalitatea în mod constant. Ca să domine. Sabotajul. Îți ascunde din când în când lucruri sau te minte insistent pentru a te face să crezi că ești nebună. Îți provoacă absența de la școală sau de la serviciu sau de la orice angajament îl ai. Apoi, furia, iarăși este un semnal, poate fi. Manifestă severă instabilitate comportamentală, are frecvente schimbări de dispoziție, cu accese necontrolate de furie, te forțează și uneori te hărțuiește ca să întreții raporturi sexuale, făcându-te să-ți fie frică. Alt semnal, vină. Te face responsabilă și te acuză pentru problemele lui, declinând răspunderea lui personală. Și ca acestea, noi avem mai multe postere. Unele sunt semnale psihologice, altele sunt pentru dezvoltarea ta mentală și altele, precum și videoclipuri în care poți să vezi cum se manifestă toate aceste semnale. Cred că este foarte important pentru telespectatoarele noastre care sunt interesate de acest subiect, dar până la urmă el este important pentru oricine, pentru că oricine poate deveni la un moment dat victima violenței domestice. Este foarte important să știe care sunt serviciile sociale de care poate beneficia într-o situație de acest gen. Da, există servicii sociale în municipiul nostru și în județul nostru. Noi, prin evenimentul Orange pe care l-am avut săptămâna trecută, sâmbătă, la Sala Europa 3 de la Aro, am avut ca partener Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Brașov, organizația non-guvernamentală PAS Alternativ, și au fost prezentate de către reprezentantele acestora ce servicii sociale se pot face în comunitate, ce drepturi pot avea victimele violenței domestice și trebuie să știe, să se știe în comunitate că acestea există, doar trebuie să le accesezi, să te informezi, să dai telefon, să faci plângere în anumite situații, dacă este cazul, și nu doar cele care sunt victime, ci și cele care observă acest fenomen pot atrage atenția celor în situații sau pot anunța telefonic poliției locale, poliției municipiului Brașov, se pot adresa Direcției de Asistență Socială din cadrul primăriei. Multe situații sunt în care nu totdeauna femeile au încrederea suficientă în puterile lor și uneori nu reclamă și se acceptă să fie în asemenea situații. În postura de victimă. În postura de Dar, victimă. Dar vedeți că poate de foarte multe ori lipsește chiar informația esențială, nu? Așa aceea este. Legată de ceea ce ați spus înainte. Dar în această situație în care, cum dădeați acele cifre la început, este un fenomen, din păcate, destul de prezent pe anumite trepte sociale, poate că ar trebui făcut ceva și la nivel guvernamental și mai ales apropo de prevenție, în privința educației poate ar trebui făcut mult mai mult. Există demersuri în acest sens? Organizația noastră nu a făcut demersuri în acest sens. Ceea ce am făcut noi, am făcut și activități de prevenție
în școli și în special cu privire la bullying, pentru că și aceasta este o formă a violenței asupra fetelor și asupra băieților. Și am înțeles că există în școli psihologi care ar putea urmări acest fenomen, însă, din câte știm, din experiența avută în câteva școli în care am realizat aceste activități împreună cu psihologi specialiști de la Direcția de Asistență Socială, am înțeles că psihologii sunt într-un număr destul de mic, numărul elevilor fiind destul de mare, și nu întotdeauna se pot cuprinde toate și stăpâni toate fenomenele. Doar cele care la un moment dat explodează și atunci se pot lua măsuri, se poate discuta cu familia, cu profesorii, cu diriginții, cu directorii și cu elevii în cauză. Deci, ca în majoritatea situațiilor, măsurile apar după ce s-a petrecut nefericitul fenomen. Da. Știu că aveți la nivel de organizație un plan destul de elaborat pentru alte evenimente planificate în perioada următoare. Avem o colaborare cu Direcția de Asistență Socială și dorim în continuare să mergem în școli împreună, să explicăm despre fenomen prin psihologii specialiști de la Direcția de Asistență Socială și tot prin ei să realizăm la final așa un quiz, o listă de întrebări și răspunsuri, după care să concluzionăm cam ce ar trebui și cam în ce direcții să acționăm în continuare, atât prin profesori, cât și prin comitetul de părinți. Și noi dorim ca aceste activități să le facem doar cu psihologii, fără profesorii diriginți, ca să există o deschidere a elevilor mai mare, că atunci când este cu domnul sau doamna dirigintă alături, are rezerve de a spune ceva. Dar noi reținem ceea ce ne spun și încercăm prin diriginți, prin psihologi să monitorizăm ceea ce s-a întâmplat și să se intervină din toate punctele de vedere și școală și părinți. Însă fenomenul este destul de prezent în școli și destul de greu de controlat. Dar știți, există, după cum am observat, o lentoare în deciziile care ar putea fi luate chiar și în această situație. De exemplu, cum discutam înainte de emisiune, firește că ne punem în mod firesc întrebarea de ce a trebuit să treacă atât de mult timp până când a fost interzis fumatul în spațiile publice. Sau, tot judecând din experiența altora, fiindcă până la urmă relațiile de comunicare sunt extrem de dezvoltate în ziua de astăzi, este, după părerea mea, ar trebui să fie foarte simplu. Din câte am citit și am mai spus lucrul acesta în diverse emisiuni, în țările nordice, infracționalitatea este redusă sub 1%. Pușcările sunt goale. Atunci, de ce factorii de decizie din România nu încearcă să copieze acele sisteme care au avut rezultate extrem de bune? Dumnezeu, mă uit la aia. Dacă au avut au găsit o modalitate prin care au reușit să reducă infracționalitatea sub 1%, mi se pare un procent absolut incredibil. Da. Și facem și la noi la fel. De ce nu există această inițiativă? Păi, inițiative au mai fost, din câte știu eu, dar au rămas la nivel de inițiativă. Mă gândesc că noi, Clubul Sor Optimist Internațional din Brașov, facem parte dintr-o rețea care se numește Rețea pentru Victimele Violenței Domestice și Rețea pentru Învingătoare, unde sunt mai multe asociații și mă gândesc să mai facem propuneri la nivelul acestei rețele, care se întâlnește săptămânal
și discută ce s-a mai întâmplat, cum s-au mai rezolvat, dacă mai există cazuri nerezolvate și alte aspecte ale acestei teme. Și acolo am putea, într-adevăr, să mai facem ceva propuneri și să insistăm pentru o lege mai severă, cu prevederi mai severe, care poate ar mai avea rezultate. Mai ales în situația în care în România, după ce că nu există așa o mare bunăstare, se cheltuiesc foarte mulți bani pentru întreținerea acestor fenomene. Nu? Și precum și a celor care le practică. Ori în țările nordice s-a ajuns la o economie fantastică la buget prin reducerea gradului de infracționalitate. Așa de asemenea, este. În ceea ce privește educația, să nu uităm că promovarea valorilor tradiționale și a celor artistice în școli și de la vârste chiar foarte fragede are această promovare rezultate extraordinare în timp asupra viitorilor adulți care vor avea un comportament mai pașnic pus și în contact cu valorile adevărate care trebuie să ne călăuzească existența. Prin urmare, nu ne rămâne altceva de făcut decât să vă urăm mult succes. Vă felicit pentru ceea ce faceți, fiindcă iată, într-un fenomen atât de alarmant, există organizații non-guvernamentale care, prin puterile lor modeste și financiare și de energie, reușesc să lupte și să schimbe ceva în acest sens. Dar tragem nădejde că poate și guvernanții, auzindu-ne, vor lua măsuri mai clare și mai ferme pentru ca împreună să trăim în armonie într-o lume în care fiecare om trebuie să le respecte pe celălalt. Așa este. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Măciucă, pentru prezența dumneavoastră la emisiunea Brașovul Tău. Aceasta a fost astăzi, stimați telespectatori, una dintre problemele care ne definește, probleme care ne definesc existența. Violența, din păcate, încă. Încă. Să sperăm că pas cu pas, încet cu încet, picătură cu picătură, ceva se va schimba. De aceea sunt atâția care insistă și care efectiv fac eforturi în acest sens, însă ca în multe alte domenii și aici lucrurile se mișcă mai încet și mai greu. Da. Dar rămânem optimiști. Da, putem fi optimiști categoric, cu atât mai mult cu cât avem exemplu colegilor dumneavoastră din, și mi-a plăcut foarte mult această idee, din Asociația Învingătoarelor. Deci iată! Da, există pe lângă Asociația PAS Alternativ o Asociație Învingătoarelor, care de două ori pe săptămână pot acorda consultații psihologice, juridice și altele și pot explica din experiențele lor, așa fel încât să încurajeze pe cele care sunt în situații critice să aibă încredere în ele și să aibă o atitudine prin care să reușească să rupă legătura toxică în care stau, pentru că este momentul anului 2023 și putem să spunem că ar trebui ca toată lumea să aibă încredere că poate, dacă vrea. Trebuie să și vrea. Exact. Și când respectul și demnitatea fiecărei persoane contează mai mult decât orice altceva. Mulțumesc încă o dată pentru prezență și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, nu pot decât să vă urez foarte multă liniște în viața pe care o trăim, fără violență.